ce înseamnă pocăința. Și el folosește un alt cuvânt. Vedeți, pentru greci să le spui, întoarceți-vă la Dumnezeu. Care Dumnezeu? Ei aveau acolo vreo 15 Dumnezei mari, plus nu știu câte zeci de Dumnezei mai mici, mai măruți și titani și de bază. La cine să te întorci? Și Pavel vine și explică ideea aceasta în cuvinte pe care să le înțeleagă. Și le spune, înnoiți-vă mintea. Fiți transformați prin înnoirea minții voastre. Grecii iubeau filozofia, iubeau înțelepciunea. Și Pavel le spune, pocăință înseamnă să-ți fie schimbat felul de gândire. Ai gândit într-un fel cu privire la ceea ce este valoarea ultimă, la sensul vieții, la valoarea vieții tale, la cine ești tu, trebuie să-ți schimbi felul de gândire. Metanoia. Schimbați-vă mintea. Pe la anul 400, Ieronim a tradus Biblia din limba greacă, a tradus în latină. Romanii gândeau altfel decât gândeau grecii. Romanii erau un popor al dreptății, mândri de justiția romană. Până astăzi, sistemul nostru de justiție este bazat, de fapt, pe sistemul justiției romane. Și atunci când Ieronim a încercat să traducă în limba latină conceptul acesta, s-a gândit care este cel mai potrivit cuvânt. Romanii nu prea aveau ei cu filozofia. Pentru ei, dreptatea era importantă. Și atunci Ieronim folosește un alt cuvânt, folosește cuvântul penitenția. Penitenția care înseamnă să recunoști că ești vinovat. Și el le spune oamenilor, când vine la Dumnezeu, pocăință înseamnă să recunoști că ești vinovat înaintea lui Dumnezeu și să accepți sentința pe care el o pronunță asupra ta. Să accepți că nu te poți salva singur de condamnarea la care ești supus. Pocăință pentru latin a însemnat să înțelegi că ești vinovat. Că ai nevoie de cineva care să te scape de vinovăție. Și de sub condamnarea aceasta singură care te poate scăpa de Iisus Hristos. De la 1850, Chirin și Metodiu au tradus Noul Testament în slavonă. Acum, slavonii nu prea aveau nici cu filozofia și nici cu justiția. Dar slavonii erau, sau slavii, erau un popor foarte sensibil la inimă. Până astăzi, recunoști imediat o cântare, dacă este o cântare slavonă, pentru că are o melodie care este tipică, așa, te unge la inimă. Și Chireșul Metodiu, când au vrut să traducă conceptul acesta de pocăință, au folosit cuvântul caiti. Caiti înseamnă a-ți părea rău. Dar au zis, trebuie să dăm mai multă forță cuvântului. Și ca să dai mai multă forță cuvântului, adaugi prefixul po. Și atunci zici, pocaiti. Care înseamnă să-ți pară foarte rău. Și de la pocaiti până la pocăiți și pocăință, nu decât un pas. Vreau să înțelegeți cine sunteți. Poate vă vor porecli oamenii și vor zice, sunteți pocăiți. Faceți din numele acesta un renume. Când înțelegeți că să te pocăiești, înseamnă să te întorci la Dumnezeul care ți-a dat viață. Să te întorci la Dumnezeul care te iubește. Să te întorci de la căile tale rele spre El. Să înțelegi că pocăință înseamnă să schimbi felul de gândire. Să vezi altfel lumea întreagă.
sensul vieții, să vezi locul tău în lume, să concepi pe Dumnezeu altfel decât mai concepi, să-ți schimbi felul de gândire. Pocăința înseamnă să accepți că ești vinovat de tot ce ai făcut păcătos și ai nevoie de un Dumnezeu. Pocăința înseamnă să-ți pară tare rău că l-ai supărat pe Dumnezeu. Domnul Iisus a venit și a spus pocăință-vă. Și eu spun la fel, pocăință-vă. Luați cuvântul acesta și trăiți. Noi în America ne place să ne numim evanghelici. Nu pocăință. Dacă îi spui un american ce este la repentă, nu are idee ce era. Fugim de corectă, dar corectă frumoasă. Vreau să fiți mult de trebuie în acesta, chiar dacă ne-a fost dat în bază bună. Dar spune un lucru esențial despre noi. Noi trebuie să fim aceia care ne întoarcem la Dumnezeu cu toată ființa noastră. O minte schimbată, cu o inimă care este frumusă. Cu regret pentru că l-au întristat pe Dumnezeu și cu dorința de a trăi felul bine. Un indian a compus o cântare. M-a hotărât să-l urmez pe Iisus. Și spune el, înapoi, nu vei da. Și-aș vrea să fie această hotărârea voastră. V-ați hotărât să-l urmați pe Iisus. Înapoi, să-l urmați. În face crucea, în spate lumea, ce-ai de ales. Înapoi, lumea. Care să cântăm de lumea aceasta? Principiul de lumea. Comunicat. M-am hotărât să-L urmez pe Iisus. În timpul acesta, am să rog Dumnezeu cu oare, ca să vă mulțumim de Dumnezeu. Hai să ne rog.